Salutare! În momentul când acest video este publicat, Samsung prezintă noua serie de telefoane S24. Eu am avut ocazia să văd și să testez produsele pentru o perioadă scurtă mai devreme. Acesta nu este un review, ci o prezentare și o trecere în revistă a tot ce este nou. Eu sunt Florin Cașotă și hai cu mine să vedem ce aduce nou Samsung cu această serie de telefoane, dar după cum sugerează titlul, totul se învârte în jurul inteligenței artificiale. Dacă ești la curent cu noutățile, știi deja că nu au fost efectuate schimbări dramatice la exterior. Samsung rafinează designul și păstrează aspectul cu marginile plate, ecrane drepte. De data aceasta și Ultra primește un ecran flat și camere foto care ies puțin în evidență. Majoritatea producătorilor chinezi merg în direcția opusă cu module de camere uriașe, Samsung merge invers. S24 Ultra are în continuare 4 camere pe spate și ei S24 și Plus rămân cu 3. Modelul de top Ultra are un cadru realizat din titan și păstrează în continuare stylusul încorporat. Modelele Plus și 24 au în continuare rama de aluminiu. Toate au certificare IP68 la apă și praf. Modelul S24 are o grosime de 7,6 mm și cântărește 167 de grame. Și modelul Plus, puțin mai gros, la 7,7 mm și mai greu la 196 de grame. Ultra cântărește 232 de grame și are o grosime de 8,6 mm. S24 are un afișaj Full HD+, Plus, ușor mai mare, de 6,2 inci. Iar Plus are aceeași dimensiune a ecranului ca modelul de anul trecut, adică 6,7 inci, dar acum oferă o rezoluție crescută la nivel Ultra Wide Quad HD. De asemenea, o altă noutate este că toate panourile suportă rată de reîmprospătare a ecranelor de la 1 la 120 de Hz. Marginile ecranelor sunt simetrice și foarte mici. Arată foarte bine per total. Cum am zis, marele Galaxy S24 Ultra are acum și un ecran complet plat cu o rezoluție de 3120 pe 1440 de pixel și o luminozitate foarte mare. La nivel de manevrabilitate, în continuare prefer S24, deoarece îl pot folosi cu o singură mână foarte ușor, însă nu pot nega atracția unui display mare. S24 Ultra are sticlă numită Gorilla Glass Armor pe față, care e cu vreo 56% mai rezistentă decât Victus 2, dar mai reduce și din reflexii. La nivel de specificații, Samsung schimbă din nou strategia pentru seria S24 și acum modelele de bază S24 și Plusul vor avea procesoare Exynos 2400 în Europa, iar Ultra va primi Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Deci dacă scumperi cumperi Ultra, ai Snapdragon 8 Gen 3, dacă ai S24 Plus, primești Exynos 2400. Nu am rulat teste de benchmark la fața locului, însă o să o fac la review și vedem atunci dacă e diferența mare de performanță sau la modul cum controlează temperatura. O altă diferențiere vine prin prisma memorie RAM. Modelul S24 are 8 GB memorie RAM și modelul Plus și Ultra vin echipate cu 12 GB RAM. Este binevenit faptul că Samsung a făcut bateriile de la S24 și S24 Plus puțin mai mari decât anul trecut și oferă acum 4000 de mA, respectiv 4900 de mA. Modelul de bază poate fi încărcat la 25 W ca și în trecut, cu plus și ultra, însă sunt posibile încărcări la 45 W. Toate variantele acceptă încărcarea wireless cu 15 W și PowerShare. Și bineînțeles, toate telefoanele nu au încărcătoare în cutie. Există câteva inovații binevenite în ceea ce privește camerele foto, dar acestea par să fie aproape în întregime limitate la modelul de top, adică la S24 Ultra. Samsung instalează un nou senzor principal de 200 de megapixel care este acum combinat cu un teleobiectiv cu rezoluție mai mare pentru zoom optic de 5X, al cărui senzor oferă o rezoluție de 50 de megapixeli. Cea de-a doua cameră cu zoom are din 90 10 megapixel, în timp ce camera ultra-wide are 12 megapixel. Camera de selfie este de 12 megapixel pe toate telefoanele. Vei putea face poze de 12 megapixel cu modul auto, însă ai opțiune pentru 50 de megapixel pentru camera principală și pentru cea telefoto de 5X și 200 de megapixel doar pentru cea 1X. În modul Pro ai acces și la opțiunea de 24 de megapixel și acolo găsești și filtre ND pentru filmare. S24 și S24 Plus au sisteme cu 3 camere foto. Ambele au o cameră principală de 50 de megapixel f1.8 cu stabilizare optică, camera telefoto de 10 megapixel cu zoom optic 3x și camera ultra-wide de 12 megapixel. Cu toate telefoanele vei putea filma până la 8K la 30 de fps, iar pe Ultra ai un zoom maxim de 100x, în timp ce pe celelalte modele au doar 30x zoom. Inteligența artificială a fost expresia anului trecut și o să fie și anul acesta. Deja am văzut la CES că producătorii de gadgeturi pun accentul pe AI pentru dispozitivele lor. Producătorii de laptopuri precum HP Lenovo aduc abilitățile inteligenței generative pe produsele sale. Pe telefoane, Samsung este primul care o face cu o serie de funcții foarte interesante. De exemplu, orice telefon din seria S24 va putea funcționa ca translator în timp real. De exemplu, să zicem că vrei să faci o rezervare la un restaurant într-o țară străină și nu vorbești limba. Tu ai putea vorbi în engleză și persoana de la celălalt capăt al fierului să primească informația în franceză. Deocamdată, telefoanele nu o suport pentru limba română, însă ar trebui să fie implementat cândva anul acesta. Tot pe traducere funcționează și interpreter, și astfel ai putea să întrebi pe cineva pe stradă ceva și telefonul să traducă pentru tine mesajul. Și ca să termin cu traducerile, AI-ul va putea traduce și articole din engleză, franceză și din alte câteva limbi. Pentru că trăim în era în care nimeni nu are timp și vrem totul pe scurt și rapid, S24 îți poate face un rezumat al unei știri, al unui articol pe care îl deschizi cu browserul Samsung. Dacă ai un document foarte lung, poate să reducă la idei principale și așa mai departe. Și pe partea foto și video poate să facă niște lucruri interesante, să decupeze persoane din poză, să genereze fundal, să recunoască obiecte și oameni, dacă sunt cunoscuți, din poze, dar și din clipuri video. Le-am testat acolo la fața locului și câteodată AI-ul se descurcă bine, alteori de rateuri. Rămâne de testat în mai multe scenarii și pentru mai mult timp. Va depinde de fiecare dintre voi să decideți cât de utile sunt aceste scenarii de AI și cât de precise sunt după ce le mai testăm. Așadar, această serie pare să fie una safe pentru Samsung, o rafinare a designului și un accent pe AI și pe beneficiile pe care le poate aduce inteligența artificială. S24 rămâne în continuare o opțiune pentru cei care doresc un telefon mic. S24 Plus e o alegere bună pentru cei care vor un ecran mare, dar nu sunt dispus să plătească mai mult pentru Ultra. S24 Ultra rămâne în continuare opțiunea pentru cei care vor un telefon mare, performant, cu stylus și cu zoom foarte mare. Rămâne de stabilit cât de mare este diferența dintre procesoarele Exynos 2400 și Snapdragon 8 Gen 3 și cât de utile sunt aceste funcții de AI. Bun, cât costă telefoanele? S24 are un preț de pornire de 4500 de lei, S24 plus de 5700 de lei și S24 Ultra de 7200 de lei. Prețurile vor varia în funcție de combinația de stocare și RAM aleasă. Vom testa telefoanele și revenim cu mai multe detalii în curând. Dacă nu vrei să ratezi momentul, ar fi bine să te abonezi pe data viitoare.